Boys, bine v-am găsit la un nou video în care ne uităm la videoclipuri în care voi m-ați etichetat pe TikTok să vedem dacă într-adevăr sunt fantome sau nu, adică... Bun, ca să nu mai pierdem timp, haideți să intrăm direct în paranormal. Azi avem 6 clipuri la care ne uităm și hai să le dăm bice. Prima filmare zice așa: am primit filmarea asta de la cineva, s-a întâmplat în seara de sânziene, s-au arătat. Hai să vedem ce s-au arătat legat. Ok, vedem artefacte, video... chestii care luminează. Hopa! Deci vedem că e ceva acolo, aia e clar, ceva ce luminează și se mișcă. Și cam atât. Ok, în primul și în primul rând, asta e filmată pe o cameră de securitate, care, unul la mână, are senzorul mic, adică nu intră foarte multă lumină înăuntru și nu are detalii foarte bune. Doi la mână, fiind cameră de securitate care transmite 24/7 online, are bitrate-ul mic, adică compresia pe care o are vizual ca să salveze date, să poată să transmită cât mai constant, face ca imaginea să fie neclară în unele locuri sau să aibă artefacte video, cum îs și luminile astea. Astea pur și simplu pot să fie gâze, pot fi frunze sau ceva care să bălângăne, să zic așa, care să prindă reflexia de la infraroșu, pot fi o grămadă de chestii. Nu-mi dau seama dacă vin neapărat din spate la frunza aia sau vin de peste, astea pot fi inclusiv la o distanță de genul atât de senzor, nu poți să-ți dai seama exact. De-aia zic că pot fi pânze, poate fi praf. Camerele astea sunt foarte ușor de păcălit de chestii normale. Dacă se vedea măcar o formă umanoidă sau ceva, aș fi zis că, bă, e mai interesant. Dar numai din cauza că e filmat în seara de sânziene, nu înseamnă că e egal automat cu spirite. Deci, bazat pe explicația mea, clipul ăsta are verdictul de nu, așa că haideți să mergem la următorul. He woke up at 6 a.m. when he heard the death rattle. A man by the name Mark was sitting next to his dad Joe during his final moments of life. He said that this is a video of the last few minutes of dad's life, and it captured something terrifying. His wife had been with him throughout the night, but when she finally went to bed, she heard strange noises. Mark suddenly woke up and talked with Joe's wife that it is probably the very end. He sat down with him and held his hand and started singing. As Mark begins to sing to his dad, what looks like a speck of light can be seen leaving his body moments after his last breath. It can later be seen next to his son Mark as it flies up and vanishes. Mark believes this was the spirit of his father Joe. Ok, în asta m-a staguit de câteva ori. Aici se întâmplă mai multe chestii care, da, pot fi creepy. Death rattle-ul de care zicea îi pur și simplu o adunătură de flegmă în gât, care sună ca și un ceva în genul, numai că mai altfel, care din ce am înțeles e un semn chiar înainte de deces. Acum, da, nu zic, cântat ăla a fost creepy, da, a fost creepy pentru că a fost acompaniat de muzică în contextul ăsta prezentat așa paranormal. A fost un gest gen din suflet. Ignorăm chestia asta pentru scopul clipului pentru care ne uităm, de fapt, mai bine zis. Practic, ce vedem noi aici e un ghost orb, vorba vine, care iese cică după ultima suflare. Acum, noi nu știm for sure că aia într-adevăr a fost ultima suflare sau nu. Ăla e foarte probabil praf. Gen praf în fața lentilei, pentru că era destul de mare și de-aia e așa luminos, pentru că reflectă lumina infraroșu. Lumina fiind tot undeva lângă lentilă, orice praf, vă dați seama, expus la lumina aia, reflectă tot. Pentru că vă dați seama, având de vedere că o bucățică de praf cât e ea de mare, fiind lovită cu, pentru proporția ei, o cantitate imensă de lumină, o supraacoperă, să zic așa, îi dă overpower și atunci reflectă înapoi. Deci în cazul ăsta, de la mișcarea cauzată în cameră, s-a ridicat praful. Nu zic că timingul, dacă într-adevăr aia era ultima suflare, face ca să fie chestia asta și mai interesantă. Dar real vorbind, eu nu sunt convins că e praf sau pur și simplu ceva aproape de cameră care s-a întâmplat să fie poziționat chiar între ei doi, cel puțin din perspectiva camerei. Îmi pare rău să zic, dar verdictul meu este de nu. Așa că hai să mergem la următorul. No, bun, ăsta e interesant pentru că e prezentat ca fiind omul din nori și vreau să vă uitați atenți cam pe aici. Vedem ceva vag, ca și cum s-ar mișca pe aici, ca și cum ar păși deasupra norilor.
se vede super șters, dar se vede acolo. Aici eu unul zic că e pur și simplu norul, un alt nor în mișcare și din cauza compresiei video, pentru că se vede aici cum e șters și pureci și așa mai departe, când norul ăla se mișcă, practic compresia încearcă să prezică ce fel de mișcare de pixel e aici, ce whatever, chestii tehnicale de astea pe care nu le știu exact, dar încearcă să-și dea seama ce se întâmplă ca să păstreze informația. În cazul ăsta, când e lumină foarte slabă sau pixelii foarte închiși, nu poate să rețină aceeași informație și atunci inventează cum ar veni mișcare. De-aia pare că face așa, când de fapt real probabil că era pur și simplu așa o mișcare simplă. Deci, din nou, părerea mea, 3 din 3 se pare, este verdictul nu și este compresie. Arată interesant, dar eu nu consider că asta e explicat din nou de compresie, ci un nor random care se mișcă pe acolo. Așa că, haideți să mergem la următorul, care este prezentat de către un român. Îs curios ce zice. Fraților, este incredibil ce se întâmplă. A fost filmat într-o zonă din Costa Rica, un călăresc fără cap. E aici și dovada că acest mit chiar există, chiar a existat. Uitați cum trece și se pierde în zare. Și acest animal nici nu-ți dă seama ce s-a întâmplat. Dar camerele au... Ok, din prima vedem din nou faptul că îi filmat pe o cameră de securitate. Și după cum se vede, o cameră low quality. Ce putem observa din prima e faptul că în zona asta îi... lumină, da? Aici este inclusiv probabil stâlpul, se vede umbra de la calul respectiv, este lumină. Mergem și mergem către întuneric. Aici, cum e lumină, e mult mai ușor pentru cameră, din cauza compresiei, din nou, să detecteze sau să arate mai bine mișcarea. Aici, în schimb, cum nu se întâmplă nimic, cum e întuneric, camera nu updatează la fel de mult pixelii, pur și simplu. Poate că ați mai văzut chestia asta la unele videoclipuri, de exemplu, filmate în întuneric. Dacă eu aș fi centrat aici și în jurul meu ar fi întuneric și ar fi foarte puține detalii vizibile, n-ar fi nici pureci, nici chestii de genul ăsta, pentru că nu este mișcare, nu-s pixel care se schimbă și atunci aia nu-s afectați de compresie. Dar în secunda în care se schimbă ceva și, na, scade ca intensitate de lumină, o să se blenduiască cu fundalul. Și practic aia se întâmplă și aici. Se vede pur și simplu cum se blenduiește cu fundalul, cu informația veche pe care are camera, iar animalul ăsta ce e aici, fiind foarte deschis la culoare și foarte alb, rămâne proeminent acolo pentru că iese în evidență foarte mult, pentru cameră, pentru senzor, pentru tot. Dar inclusiv mișcările pe care le face, se vede că sunt puțin mai șterse tocmai din cauza compresiei. Și ați văzut și cum a trecut chestia aia în fața camerei, praful ăsta sau ce îi, se vede cum afectează compresia până se updatează, până își dă refresh. Ăsta e pur și simplu un factor de la cum funcționează camera de securitate, mai ales care e prin internet, mai ales care e așa, pentru că trebuie să aibă niște minusuri la faptul că merg 24/7, că îți capturează fiecare moment și îl stochează și așa mai departe. De exemplu, nu are cum să filmeze în Full HD la bitrate foarte mare și să-ți salveze ultimele 2 luni pe undă asta. Știi ce zic? Deci, din nou, verdictul meu pentru clipul ăsta este nu. Așa că hai să mergem la următorul. Da, din nou, compresie și aici chiar s-a observat Face ID-ul de la iPhone, pentru că, fiți atenți, hop, i-a luminat fața gen de câteva ori. Dacă eu aș filma acum cu cameră Night Vision, ok, n-am baterie să vă arăt. Dar pe scurt, iPhone-ul, cel puțin Face ID-ul de la iPhone, cu ce se deblochează baza pe față, folosește infraroșu să îți arunce lumină pe față, să ți-o mapeze în 3D ca să vadă, da, într-adevăr, tu ai telefonul. Și camerele Night Vision sau camerele de securitate funcționează pe lumina infraroșu, ceea ce noi nu vedem cu ochiul liber. Da, aia se vede în întuneric. Deci asta e explicația pentru care el e luminat aici. Și ați văzut, în secunda în care intră lumină, se updatează perfect, dar cum omul merge prin beznă, pe aici unde nu se updatează, compresia, uitați, își încearcă ea să facă ceva, dar nu iese. Pentru că, din nou, e o cameră de securitate probabil ieftină sau pur și simplu pentru oameni normali, nu-i din aia profi pe care vezi gen la firme de-astea serioase sau whatever cu buget mare și atunci de aia nu se updatează corect. Așa că, încă o dată, verdictul meu este nu, din cauza compresiei. Într-adevăr, mi-ați trimis mai multe din astea săptămâna asta, dar mă și bucur pentru că pot să vă explic și așa să știți și voi când vedeți footage de genul, să ziceți, da, bă, e compresie, nu e fantomă. Așa că hai să mergem la următor. Bun, aici avem un clip un pic mai interesant pentru că este de la o pagină care face și ghost hunting și atunci au și echipament. Așa că hai să vedem exact care e faza. Zice așa că doll gets angry. Watch what happens to Sarah, care că așa se numește păpușa, when she spins the jester stick. Jester stick-ul n-am mai auzit până acum de așa ceva, cel puțin nu în contextul ăsta. Deci presupun că e un fel de obiect de tip trigger ca să enerveze sau să pornească puțin spiritele, să zic așa. La fel, n-am mai auzit nici de păpușa asta, așa că hai să vedem. You two have had a couple of months to get to know each other. Then did either of you... Ok, Rempodul, da, să zici că ar fi putut să fie ea. Mm-hmm.
obiectul ăla nu știu exact ce e, dar presupun că e tot așa ca un fel de REM pod. Bun, ce are ea în mână, o să vedeți mai bine. Așa, tipa asta are un Panasonic DR60 în mână. Ăsta e un reportofon folosit în investigații pentru că e un reportofon făcut în anii 90, din ce am înțeles, sau ceva de genul, făcut de Panasonic, care funcționează, practic, e de fapt reportofon pentru dictație și ăsta funcționează pe faptul că înregistrează numai când vorbești, practic. Și lumea, când a început să-l folosească și așa, a observat că s-aud voci care nu aparțineau de ei. Și din cauza chestii astea, Panasonic l-a categorizat ca fiind defect de fabricație și așa mai departe și nu s-o mai fabricat. Dar, precum Kinect-ul de la Xbox, Ghost Hunter-ii ori încerca să-l folosească în investigații și de atunci au ajuns să fie o parte din Ghost Hunting. Ce e enervant e că un reportofon de ăsta costă cam 1000 de lire. 2-3 mii de dolari, depinde de unde îl iei, dar e prea scump, mult prea scump. What is that? No, ați auzit ca un fel de țipăt. Cam astea sunt cele mai des întâlnite sunete, să zic, în Panasonicul ăsta. Nu știu cât adevărat e, vă zic foarte sincer, dar o să auzim mai bine imediat. I didn't think there was going to be anything there. Let us know in the comments below. Listen back. Tell us what you hear. Deci se aude într-adevăr că e un sunet care nu a fost produs de către ei și asta pot să vă zic pentru că se aude cam în orice investigație în care acesta e folosit. Acum, faptul că se aude more or less la fel în fiecare investigație poate fi din cauza că se aude mecanismul dinăuntru sau ceva, nu știu. Dar nu se aude la fiecare întrebare. Deci aia e faza că nu știu, ori sunt defecte ele diferit de la model la model, ori chiar se aude vocea unui spirit. Mai ales că îi cât de cât analog ăsta, nu e foarte digital, nu știu dacă poți să copiez fișierele de pe el pe calculator sau ceva, nu știu exact cum funcționează. Dar, vă zic sincer, mi-e greu să debancuiesc un Panasonic DR60 pentru că nu l-am folosit, nu știu exact cum funcționează și atunci nu pot să-mi dau o părere exactă. Dar, la câte investigații am văzut cu el și rezultate care s-au potrivit foarte bine cu restul evidențelor sau cu lorul locației, sincer vă zic că parcă îmi vine să înclin către da, pardon, către bu în cazul ăsta. E un sau, cel puțin ca verdict, cel puțin un sau, înclinat către bu. Mai mult data nu pot să zic, pentru că mi-e greu, v-am zis, nu l-am folosit, n-am avut ocazia încă să-l folosesc, dar cândva o să-l bag și eu în arsenal, promit. Dar până atunci, astea au fost clipurile din episodul de astăzi. Știu că foarte multe dintre ele, după cum v-am zis, au fost cu compresie și așa mai departe, tocmai ca să vă explic și să mă asigur că învățați cum să vă dați seama de compresie, că e filmare de pe cameră, că e filmare de pe nu știu unde. Îs curios voi ce părere aveți, dacă o vedeți altfel față de mine, și îs curios în ce clipuri o să mai etichetați pentru săptămâna viitoare. Sper să-mi trimiteți chestii care nu sunt jumpscare-uri sau căcaturi de genul pentru că nu o să-mi placă și nu o să le includ. Dar cam atât cu videoclipul ăsta, eu am fost Ganso, sper că vi s-a părut interesant. Dacă vreți să mă ajutați cu un like, subscribe, share, știți voi cum funcționează, să ne auzim cu bine în clipul viitor. V-am pupat! Peace!